Și continuă ping-pongul declarațiilor dintre PNL și PSD pe tema creșterii pensiilor. Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vulceanu, a explicat că pensiile au crescut cât a permis bugetul, fapt ce nu are legătură cu clauzele din PNRR. Am fi putut să creștem pensiile dacă este să ne referim la PNRR strict, cu mai mult de 10%. Dar acest lucru nu s-a putut, cel puțin asta a fost discuția la începutul anului și cu Ministrul de Finanțe și cu toate discuțiile din guvern, pentru că, practic, bugetul României atât își permite deci în acest bani. Moment. Nu mai bani. Dan Vulceanu a explicat care sunt cele mai mari probleme în ceea ce privește sistemul de pensii. Problema pe care noi trebuie să o rezolvăm este problema inechităților, pentru că este foarte deranjantă și dacă stați de vorbă cu pensionarul, să vedeți că primul lucru pe care vi-l spun este că un pensionar care a ieșit la pensie anul ăsta are pensia cu 30-40, poate și mai mult, la sută, mai mare decât un pensionar care ieși la pensie acum 5 ani. Ministrul Fondurilor Europene explică însă de unde vine retorica PSD. Pentru PSD, nu e niciun secret, această zonă a pensionarilor a reprezentat și cred că din discursul ăsta se vede că reprezintă un electorat pe care vrea să-l câștige. Cu toate acestea, Vâlceanu își laudă colegii din guvern, chiar și pe cei de la PSD. Domnul ministru Budăi face ceea ce trebuie în acest moment. Lucrează la un proiect nou de legea pensiilor. Există un comitet înființat deja și a fost și jalon în PNRR pentru finalul anului 2021. Înființarea acestui comitet Ministerul Muncii, din care va face parte ulterior, după ce se va face achiziția publică, și un reprezentant al Băncii Mondiale.